Salutare și bine v-am găsit la primul tutorial de pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum să faceți o stash shuriken din hârtie. O să pun camera sus. Să vedeți, o să o pun în așa fel încât să vedeți doar ceea ce lucrez, nu și pe mine. Hai să vedem dacă stă. Hai mă. Mă, stai. Stai? Nu vrei să stai? Ok. Aia sunt cărțile mele de pe birou. Nu le băgați în seamă. Aici, o ciocolată. Așa. Avem nevoie, prima oară, de o coală A4. Luăm colțul din dreapta. Și la ducem spre colțul din stânga jos. Și îndoim. Eu încerc să îndoi cât mai bine. Deci acum stați un clip. Presați cu degetul. Sau luați o riglă și presați cu ea. Acum, partea asta de aici o luăm și o îndoim. Să fie la față. Partea asta cu partea asta. Și uitați-vă să fie la față atunci când le îndoiți. Acum trebuie să tăiem această parte. Ca să o tăiem mai bine, după ce presați, luați puțin apă pe deget, în cazul meu am un burete aici cu apă, și dați pe ea. Pentru că foaia se umezește și se rupe mai repede și se rupe și uniform. Bun, acum ne ștergem. Scuzați scârțâitul, este din cauza scaunului meu pentru că este foarte vechi, dar o să-mi iau unul nou. Acum, las rigla, o punem frumos și decupăm. Ce? Ok, dacă nu vrei din partea aia, te luăm de aici. Ia uitați ce frumos a rupt-o, vedeți? Perfect. De această parte nu mai avem nevoie. O dăm deoparte. Ne-a ieșit un triunghi, da? Acest triunghi îl desfacem. Este un pătrat. Luăm pătratul și îl îndoim. Pe jumătate. Din nou. Uitați-vă să îndoiți cât mai drept și mai bine posibil. Pentru a avea un rezultat bun. Presăm. Aici trebuie să presăm foarte bine. Luăm rigla. Desfacem. Și aici pe mijloc avem o dungă. Pentru că am îndoit-o. Luăm o jumătate și aducem partea aceasta aici, la dunga aceea. Bun. Presăm foarte bine.
Așa procedăm și cu această jumătate. Facem același lucru. Desac pe acesta ca să pot să văd. Ok. Și acum avem două jumătăți. Una, două. Bun. Luăm o jumătate și o aducem paralel cu cealaltă jumătate. Din nou, presăm bine. Am obținut un dreptunghi, da? Luăm această parte a dreptunghiului și o aducem paralel cu cealaltă. Din nou, presăm foarte bine. Ups, am apăsat cam tare. Aveți grijă să nu rupeți foaia. Eu mai aveam puțin. Bun. Amândoi foarte bine. Desfacem. Și avem din nou două jumătăți, da? Bate soarele și nu se vede. Deci avem două jumătăți, da? Luați o jumătate și o îndoiți așa. Deci luăm o jumătate, pe această dungă îndoim. Bun. Deci, vă mai explic o dată. Avem două jumătăți, da? Două jumătăți. Aici pe mijloc avem o dungă, pentru că am îndoit. Da? Luăm o bucată, o parte și o îndoim pe această dungă. Deci, de aici o luăm și venim aici, da? Cu această parte procedăm la fel, doar că o îndoim invers. Cum am îndoit-o? Pe asta. Adică, pe asta am îndoit așa, pe asta o îndoim așa. Și întoarcem foaia. Trebuie să vă iasă un romb. Vedeți rombul? Poc, 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 poc. Aici avem două pătrate. Luăm primul pătrat și îl îndoim pe diagonală. Dar nu îndoim așa. Îndoim așa. Cu colțul care este pe aceeași linie cu colțul rombului. De jos, de la vârf, nu cu acesta de la mijloc. Deci luăm acest colț și îndoim aici. Da? La fel procedăm și cu această jumătate. Din nou îndoim foarte bine. Acum ne-a ieșit un Z. Luăm această parte și o îndoim așa. O să vi se mai desfacă puțin pentru că și mie mi se desface, dar nu știu de ce. Îndoiți foarte, foarte bine, pentru că această parte, aceste două colțuri sunt colțurile de la Shuriken. Ups, mi-a căzut camera. Îmi cer scuze, nu era în plan. Las puțin. Hai mă, de ce ai căzut?
Sper să stea. Da, de ce intră ele în cadru? Ok. E puțin cam căș camera, dar n-am ce să-i fac. La fel procedăm și cu această jumătate. Nu trebuie să cadă camera de pe trepied, dar... A căzut. A alunecat. Ce să-i fac? Bun. Acum luăm ceva și presăm. Bun. Am obținut un romb. La fel, trebuie să procedăm și cu această foaie până obținem acest romb. Da? Dăm acest romb deoparte. Dăm această monedă deoparte. Și luăm foaia A4. Bun. Avem cele două romburi. Da, ăsta nu prea mi-a ieșit și nu știu de ce. Dar îl fac eu să iasă, că nu-i după el. Gata. Și asta. Bun. Când le desfaceți, ca să fiți siguri că sunt bune, le luați și trebuie să fie la fel. Și când le puneți așa să fie opuse. Pentru că luați primul romb, îl desfaceți cu această decupătură în jos. Luăm celălalt romb, îl desfacem și îl punem cu decupătura în sus. Vedeți? Și acum, ca să fim siguri, și nu cred că l-am făcut bine, exact. Acum mi s-a întâmplat și mie. Luăm rombul, îl desfacem. Noi am îndoit așa. E, trebuie să îndoim așa, ca să ne iasă. Și o să vă spun și de ce. La final. Luăm această parte, o ducem aici. Bun. Luăm acest triunghi, îl ducem aici. Deci cele două romburi trebuie să fie lucrate în oglindă, cum ar veni. Unul lucrăm pe stânga, unul lucrăm pe dreapta. Bun. Îndoim. Perfect. Mama, a nebunit vecinul ăsta cu bormașina de două zile, tot dă cu bormașina. Sparge blocul, ce face? Bun, ia uitați. Când le punem așa, sunt opuse. Când punem unul cu decupătura în sus, sunt la fel. Așa trebuie să ne iasă. Deci, decupătura în jos, primul romb. Decupătura în sus, al doilea romb. Luăm primul colț din stânga jos și îl băgăm în decupătură, da? Luăm colțul din dreapta sus și îl băgăm în decupătura din stânga jos. Tragem puțin mai în față. Și ne iese ceva de genul, vedeți? Întoarcem. Luăm colțul din stânga jos. Îl ducem în decupătura, stați puțin, decupătura dreapta sus, da? Luăm colțul din stânga sus și ducem din decupătura
Stați puțin că a mine sunt prea lipite. Dreapta, sus. Și ia uitați cum am făcut o stea shuriken. Acum trebuie doar să presăm. Normal, aceste colțuri, 3, 1, 2, 3, 4, trebuie să le îndoiți mai cu atenție, adică să fie ceva gen ăsta, ascuțite. Ca în momentul când voi dați, să se și înfigă în diverse obiecte, ușoare, cum ar fi plută, polistiren, ok. Acum puteți să le colorați, puteți să-i faceți ce vreți voi. Da. Ok. Steaua shuriken se ia de aici, de un colț. Se ține din încheietură. O ducem în stânga încheietura. Și în momentul când ajungem aici, dăm drumul și la degete. Adică ceva de genul... De fapt, nu așa. Ceva de genul așa. Ca ea să se învârtă așa. Da? Așa trebuie să se învârtă ea. Nu să o aruncăm așa. Să dăm cu ea cum dau ghiorbanii. Deci de aici. Așa, da? Ca să se învârte. Uitați. Vedeți? Ia uitați. Cum se învige. Ups. Am aruncat cu ea. Deci de aici. Aici, da? De aici. Frumos dăm cu ea. Bum. Da? De aici. Bum. Ați înțeles? Deci, aceasta este o stea shuriken. Deci, de aici. Așa. Bun. Deci, așa. Uitați cum se înfige. Da? Deci, de aici, da? De aici, da? Bum. Cam atât și cu acest tutorial. Eu sunt David. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!